Pandurii au transferat jucători pe bandă rulantă în ultimii trei ani, îngroșând rândurile jucătorilor legitimați. Mulți dintre ei sunt în plus la Târgu Jiu, fie că nu joacă, fie că nu mai sunt utili echipei. Așa se face că fotbaliștii vor și bani din contract, dar vor să fie lăsați să plece și liber de contract. De cele mai multe ori, neînțelegerile dintre jucători și club ajung la comisiile ligii profesioniste de fotbal, asta dacă cele două părți nu se înțeleg pe cale amiabilă. La ultima ședință a Comisiei de Recurs, doi jucători au pierdut, dacă se poate spune așa, litigiul cu pandurii. Atât Mădălin Popa cât și spaniolul Arieta vor reveni la antrenamente și vor fi plătiți în continuare până la finalul contractului pe care l-au semnat cu pandurii. Mugurel Dedu a venit și el la Târgu Jiu după un litigiu cu clubul. Celor trei jucători la care se mai adaugă Mădălin Murgan și Daniel Ghindeanu, li s-a pus la dispoziție un antrenor, Florin Bejinaru, care deocamdată îi pregătește la tenis de câmp.